Bună ziua, mă numesc Constantin Crânganu, sunt profesor de geofizică și geologia petrolului, City University of New York, Colegiul Brooklyn. Înainte de a ajunge în Statele Unite în 1993, am fost profesor de geofizică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, unde am pus bazele învățământului geofizic, iar din 1993 până în prezent, 21 de ani, mă ocup de studii legate de petrofizică, adică proprietățile fizice ale rocilor, inclusiv ale acelor argile gazeifere din care se extrage, atât în Statele Unite cât și în alte țări, se extrage gazul de șist. În plus, plecând de la teza mea de doctorat, am făcut și studii de hidrogeologie care au indicat care sunt vitezele de deplasare a fluidelor subterane prin crusta terestră, date care sunt foarte importante în discuțiile care au loc astăzi despre posibilele contaminări ale apelor potabile cu substanțe chimice folosite în fracturarea hidraulică. Motivul principal pentru care am scris această carte poate fi foarte simplu expus printr-o parafrază la o vorbă a irlandezului Edmund Burke. El a spus că singurul lucru necesar pentru triumful răului este ca oamenii buni să nu facă nimic. Eu am parafrazat și am spus că singurul lucru necesar pentru triumful ignoranței este ca cei care știu să tacă din gură. Am pretenția, după un număr de zeci de ani în această meserie, că nu sunt un ignorant, că am o experiență profesională în spate și un nivel de expertiză care îmi permite să vorbesc cu voce tare. Și pe baza acestei experiențe pot să spun că fracturarea hidraulică cuplată cu forajul orizontal dirijat prin care se explorează și se exploatează gazele de șist în Statele Unite, în Canada, în China și în multe, multe alte țări ale lumii, sunt o tehnologie care se poate practica într-o siguranță foarte, foarte aproape de 100%. Ori datorită unor factori emoționali, în mentalul colectiv s-au introdus o serie de mituri care practic au tulburat discuțiile în jurul acestor tehnologii, ba mai mult au dat loc la mișcări de stradă sau mișcări chiar violente, cum au fost acele de la Pungești. Acest lucru trebuie să dea de gândit atât societății civile, cât și specialiștilor, și specialiștilor români, și anume aceea că dialogul trebuie să aibă loc, dar dialogul nu se face în stradă, nu se face la piața universității, cu jos, sus și așa mai departe, el trebuie să aibă loc întâi la masă, între specialiști, cu date. După care societatea civilă este invitată să participe, să-și exprime temerile, iar specialiștii, experții să își spună cuvântul. Cartea pe care am scris-o și pe care am lansat-o aici în România se intitulează Gazele de șist și fracturarea hidraulică între mit și realitate. Cineva a sugerat că titlul ar putea fi schimbat între mituri și realitate, pentru că sunt mai multe mituri. Cei care vor dori să citească această carte vor găsi un număr de mituri, cum ar fi, de exemplu, posibila otrăvire a apelor subterane, producerea de cutremure, radioactivitate indusă, efecte asupra sănătății oamenilor și animalelor. Aș vrea un singur mit să-l distrug în fața dumneavoastră folosind o poză care se găsește pe pagina 281. Și acesta este un mit care a apărut pe multe site-uri în România, și anume că, de exemplu, în Statele Unite se practică, e adevărat, de 65 de ani fracturarea hidraulică și se fac zeci de mii de fracturi hidraulice. De ce? Pentru că Statele Unite sunt o țară mare și aceste fracturi se fac în deșert. Dacă puteți să vedeți poza din josul paginii, această poză vă arată o sondă în plină noapte, în downtown, în centrul orașului Fort Worth, care este partea zonei metropolitane Dallas-Fort Worth, zonă care are 6,3 milioane de locuitori, adică o treime din populația României. Dacă Dallas-Fort Worth este o zonă deșertică, atunci ce să-ți mai spune despre Pungești?
sau alte zone din România. Ba mai mult, dacă puteți accesa orice motor de căutare care vă este accesibil, o să vedeți că primăria orașului Fort Worth a autorizat 1000 de foraje care s-au făcut în centrul orașului, nu la periferie, în centrul orașului. Și de asemenea, ultimul foraj pe care l-am văzut și eu când mi-am vizitat fiica mea care locuiește în Dallas, este la gardul aeroportului internațional, Dallas-Fort Worth. Și forajul s-a direcționat pe sub pistele de decolare, aterizare și de acolo se extrage în continuare gaz, care este împins pe conducte. Din câte știu eu și din câte am vizitat în zona Dallas-Fort Worth, de când s-a mutat fiica mea acolo, nu am văzut încă niciun fel de proteste, nici în Dallas, nici în Fort Worth. Ori fi oare locuitorii aceia altfel orientați, altfel informați? Cred că da. Cu alte cuvinte, invit pe cei care mă urmăresc acum să citească această carte fără prejudecăți, fără o agendă preconcepută și cu mintea limpede. Cartea nu este scrisă pentru specialiști, deși și specialiștii mai pot găsi câteva informații aici. Nu conține ecuații, nu conține formule care să pună în încurcătură și mai mult am evitat pe cât a fost posibil orice limbaj ezoteric pe care aș fi putut să-l folosesc dacă era o carte pentru specialiști. Cu alte cuvinte, este o carte pentru publicul larg și se dorește să fie o carte informativă. Nu sunt prezentate numai părțile pozitive, economice, sociale și așa, energetice și așa mai departe, ale acestui procedeu, ci sunt discutate și posibilele aspecte nocive ale acestei activități. Cu exemple pe care le-am ilustrat din experiența Statelor Unite și mai ales a statului Pennsylvania, unde locuiesc. Ba mai mult, mai arăt încă o poză ca să încheiem discuția. Această poză de la pagina 274 este un afloriment de argilă Marcelo din spatele casei mele din Pennsylvania, unde m-am mutat. Cu alte cuvinte, dacă din 2008 până în 2006 stau pe argila Marcellus, care este și radioactivă, și încă pot să vă vorbesc dumneavoastră, sunt o dovadă vie că lucrurile sunt pe calea cea bună. Vă mulțumesc!